aia, stimați telespectatori, sunt Titi Sultan. Ne regăsim la emisiunea Realitatea în Politică. Astăzi o emisiune care își dorește să explice situații absolut reale care se întâmplă, din păcate, în secolul 21 în România, într-un județ unde, într-adevăr, cel puțin români sunt minoritari, dar, culmea ironiei, în această seară, veți vedea, avem în platoul Capital TV un reprezentant al minorității maghiare din județul Harghita, vizibil nemulțumit de modul în care autoritățile locale respectă și pun în aplicare legea. Este foarte adevărat că România este stat de drept, democratic și social. Este foarte adevărat că, cel puțin teoretic, din punct de vedere constituțional, cetățenii sunt egali în fața legii și autorităților publice fără privilegii și fără discriminări. Este foarte adevărat că alineatul 2 al articolului 16 spune că nimeni nu este mai presus de lege și că funcțiile și demnitățile publice, civile sau militare, pot fi ocupate, în condițiile legii, de persoane care au cetățenia română și domiciliu în țară. Este foarte adevărat că autonomia locală se realizează potrivit principiului descentralizării, deconcentrării și autonomiei locale, că autoritățile locale sunt primarii aleși și consilierii aleși în condițiile legii și că prefectul este reprezentantul guvernului pe plan local și asigură bună funcționare a serviciilor pe baza de concentrări, însă de această dată, autorităților publice centrale la nivel local. O singură constatare vreau să mai fac, că domnul Mircea Dogaru, invitatul meu din această seară, îl rog să expună dânsul având foarte multe elemente în baza cărora poate explica ceea ce de fapt se întâmplă acolo. Președintele de 4 mandate al Statelor Unite, F.D. Roosevelt, care era figura marcantă a frăției zorilor de aur dinspre exterior, vinovată de cele două războaie mondiale, spunea că în politică nimic nu este întâmplător. Iar dacă întâmplarea totuși se produce, înseamnă că este rezultatul unui plan. Eu, ca istoric, îmi cer scuze în acest fel față de telespectatori pentru cele întâmplate până acum. Deci la această emisiune, domnul Palantal, care toată viața a lucrat în domeniul silviculturii, a venit cu documente, și a venit cu întâmplările. Îmi cer scuze să-l și prezentăm, pentru că am omis să prezint invitații mei din această seară. Deci, în primul rând, Mircea Dogaru, președintele Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate, Marian Cotinghiu, analist economic și antreprenor și nu în ultimul rând, invitatul nostru special, care a făcut un drum lung până aici pentru a explica telespectatorilor și cetățenilor români ceea ce se întâmplă, în fapt, în județul Harghita, în comuna Remetea, județul Harghita. Domnul Raza, vă corectez cu capital. Vă rog. În zona Giordenului, zona Ciucului, da. Adică în special unde stau eu, în special în problemele legate de furtul lemnului. Da. Harghita, Covazna, Harghita, Covazna, Mureș. Da. Deci, domnul Antal a spus foarte clar că problemele au început în forță în 2005, că s-a adresat sau a invocat figura Dumnezeu să-l odihnească lui Vereștoi Otilo, că s-a adresat președintelui, în măsura în care s-a înțeles, dacă nu repet, i-am dat răspunsul domnului Antal. De ce n-a avut succes? Odată în justiție n-ați avut succes, pentru că în țara asta, îl contrazic pe domnul Titi Sultan, există cineva mai presus de lege, mai presus de parlament, mai presus de guvern, păi mai presus nu de președinte pe mine, și Constituția. De Dumnezeu. Că nu eu, păi da, Constituția eu o citesc, dar ei nu. Păi da. Și acest cineva este justiția. Începând cu asasinatul din 25 decembrie 1989, noi nu mai avem justiție până în ziua de astăzi. Deci de asta n-ați avut succes în justiție. Legat de ce ați pățit dumneavoastră, reiau un oarecare, un personaj mai puțin cunoscut american în fața Camerelor Întrunite în 2005, în preajma alegerilor în 2009, da, a încercat să spună că n-avem nevoie de un președinte jucător,
deci aluzia era direct la Băsescu, la care dumneavoastră v-ați adresat, ci de un om serios, diplomat, o figură cu prestanță și așa mai departe, adică oarecum îl descria pe actualul președinte, să spunem, care trebuie să fie o figură de echilibru între partide și între instituțiile statului. Și a indicat un personaj din sală. Eu la data eram consilier al secretarului senatului. Personajul respectiv, un foarte cunoscut deputat cu funcție atunci. În secunda 2 am aflat că de fapt domnul Chereștoi, așa îi se spunea la dumneavoastră în zonă, domnul Vereștoi Otilo, nu era singur proprietar al afacerii pe lemn. Avea doar 50%. 50% avea un alt mare politician român de la București, care ne dă și astăzi lecții de democrație. Amândoi s-au hotărât să-l mânjească pe deputatul respectiv să n-ajungă președinte și i-au dat câte 1% din afacere. Deputatul respectiv, odată ce a fost mânjit, a făcut parte din lotul de 24 de politicieni care n-au mai avut voie, lista a venit din afară, să mai intre în Parlament. Unii au fost trimiși la Curtea de Conturi, pentru că erau prea importanți, alții la Curtea Constituțională, unde ne-am izbit de ei, pentru că noi ca sindicat am avut și avem probleme cu Curtea Constituțională datorită unor astfel de personaje. Așa. Adică cu dreptatea în mână, cu evidența în mână, rămâne în pronunțare hotărârea 100 de ani de aici înainte. Pentru că n-au cum să spună că nu e așa. Și atunci o lasă moartă până moare împricinat-o. Revenind la problematica dumneavoastră, o să vă dau... Haideți să ne explice și problematica dumneavoastră. Întâi istoric cu problemei. O să vă dau această carte, Secuii poporul furat. Nu pentru istoria secuilor, dacă aveți timp cu și dedicație. Plăcere, o citiți cu dedicație dată, ci pentru anexe. La anexe veți găsi problema composesoratelor de când s-a născut și cum a fost manipulată, utilizată în 2005, exact când dumneavoastră ridicați steagul lupte pentru dreptate. Aveți documentele la sfârșit. Deci problema este următoarea cu pădurile. Noi ca români am fost aliații germanilor, austrieci, și ai rușilor în Revoluția din 48-49, în Ardeal, în Transilvania. S-a creat statul Transilvania cu șef de stat Șaguna, cu ministrul de război Avram Iancu și așa mai departe. După victorie, Franz Iosef, care încerca să-și păstreze în toate posesiunile, a desființat insurecția nobiliară, adică armata feudală. Armata feudală presupunea, nu contează că ești român, că ești ungur, că ești secui, că ești sas, că ești altceva. Dacă ai obligații militare, pe timp de pace poți folosi în interesul tău personal pășunea, care aparține coroanei, adică statului, sau pădurea, să-ți iei lemne de foc și lemne pentru casă. Ăsta era dreptul de uzufruct, ceea ce definește așa zisul composesorat. Ca să nu fie revoltă, deci oamenii dintr-o dată să rămână fără drepturi ca acum când ne dă afară, ne umflă prețurile, ne taie tot, fără teamă de revoltă, nu știu de ce, așa, a zis că mai păstrează aceste, să spunem, privilegii un număr de ani. Da, da. Ulterior, până când sunteți dispus să luptați pentru ulterior, românilor? Ulterior. A zis că fără revoltă, fără nimic. Noi pe 25 octombrie ieșim din nou la guvern să-l întrebăm pe domnul general prim-ministru dacă toată propaganda asta despre războiul care ne așteaptă este reală, de ce distruge domeniul strategic al industriei energetice, de ce au închis și închid minele de cărbune în condițiile în care Germania le redeschide și Polonia la fel, ceea ce înseamnă distrugerea termocentralelor, de ce au început povestea pe la televiziune cu crapă barajele, deci ne distrug și hidrocentralele, după care o să închidem și Cernavodă, că nemții au închis centrala nucleară și o să ne dea... Deci 25 octombrie, ca să... Da, americanii niște centrale nucleare de birou, probabil, da. Mă rog, mini-centrale, discutăm așa. De ce distrug transporturile? De ce au distrus centrul de instrucție parașutiști, centrul de instrucție ofițeri artilerie, facultatea ofițeri de artilerie, dacă ucrainenii bat pe ruși numai cu artileria? De ce distrug au distrus deja Institutul Național de Cercetări Medico-Militare, care îți dă medicamentele în caz de explozie nucleară, armă chimică, biologică? De ce fac praf armata, de care își bat joc și poliția la fel, cu salarii la nivel 2009, cu pensii, bătaie de joc de
ies ăștia nebuniți acum că iară, dar asta este altă discuție. Da. Revenind la oile noastre. Perfect. Mari jmenari, mari jmecheri, indiferent de etnie, au transformat ilegal compostătoratele, găsiți documentele acolo, la sfârșitul secolului XIX, într-un drept de proprietate. Adică au spus că, așa zis, e egal cu obștea, care e proprietate în devălmășie. Exact. Așa. Aveți toată ancheta care s-a făcut. Trăznaia asta a fost reluată exact în 2005. Păi aici sunt miliarde care se fac, pentru că tot lemnul se fură, se duce în Germania, se duce în Austria, trimite aia trenuri și le care acolo. Fraierilor, deci oamenilor mici, li se dă cât să nu moară de foame și li se îndeasă propagandă pe gât, de tip naționalist, dreapta, stânga, n-are importanță, în timp ce șmecherii, am mai spus-o, hoțul, dacă banul n-are miros, nici hoțul n-are etnie. Hoțul nu vorbește germană, nu vorbește maghiară, nu vorbește engleză, nu vorbește rusă, nu vorbește chineză, vorbește limba hoțului și atât. S-au încârdășit, dar n-au nicio treabă, dovadă că trec de la un partid la altul. Și a spus dumneavoastră foarte bine că nu faceți parte de niciun partid. O să discutăm pe parcurs, dar vă cedez acum cuvântul, pentru că eu am documente pe aceeași situație, dispariția a zeci de mii de hectare. Comuna Arcuș, deci am documente pe fostul județ Trei Scaune, am documente aduse de colegi de-ai dumneavoastră de la Budapesta și de la Viena, întrucât au spus ei că suntem singuri, ca sindicat, singurii luptători, că, și ne-au demonstrat, că numitul Carol al II-lea a cumpărat cu banii lui de la Iudit și de la Corci și așa mai departe terenuri și le-a dat în proprietate unităților militare. Deci armata, teoretic, are peste 28.000 de hectare proprietate, numai în Harghita și Covazna. A avut plus clădiri. De ce au venit să ne le dea nouă? Că au zis că suntem singurii care se pot bate și dacă le recuperăm noi, le recuperează și terenurile care se aflau printre terenurile unităților militare și care au dispărut odată cu colectivizarea. Iar acum nu mai găsești nimic, că poți tu să ceri. Că ajung pământurile ca și pădurile la ala care n-au avut nicio treabă pe vremea respectivă. Corect. Deci cam asta este povestea. Noi discutăm pe bază de documente. Da. Le avem inclusiv pe Harghita și Covazna, dosare întregi pe fiecare situație. Pentru că problema este unde te duci cu ele. La injustiția din România degeaba te duci. Din păcate, asta este realitatea. Avem zeci de mii de acțiuni în justiție și ne izbim de nesimțirea judecătorilor de la cel mai înalt forum. Câștigăm la Curtea de Apel, deci așa, și se trimite unde se trimite, se spune la Curtea Constituțională. Și acolo stau cu degetul în gură și rămâne în pronunțare. Un an, 2, 3, 9, 10, 15, 20, până mor toți împricinații. Când lucrul este cât se poate de clar. Nu poți să anulezi un drept sau să suspenzi un drept în absența unei act normativ, a unei legi. De exemplu, tuturor ni s-a suspendat un drept pe 3 ani în baza ordonanței lui Teodorovici, 114 pe 2018, așa, dreptul la salarii compensatorii sau ajutoare salariale dacă te dă afară, respectiv pe noi dacă ne trece în rezervă. S-a suspendat pe 3 ani în baza legii 284 pe 2010, care în 2018 era abrogată de un an jumate. Am câștigat procesele până sus, mai sunt papagali care le reiau acum, că diversi mecheri îi atrag. Bă, veniți că o să facem, că o să dregem. Dar Curtea de Apel a zis că hotărârea să rămână definitivă, să se pronunțe Curtea Constituțională. E, Curtea Constituțională nu se pronunță de un an de zile și nici nu se pronunță vreodată, care însemna să ne dea dreptate. Deci dacă cu justiția nu se poate face nimic, se poate face cu televiziunea. Cu care televiziune? Păi cu Capital TV și cu alte posturi, nu cu alea mari, care primesc, au primit numai în 2020 240 de milioane de euro compensație pentru COVID. Și dacă vă uitați la ei, le ies ochii la analiștilor. Sunteți niște ucigași, nu vreți să vă vaccinați. Foarte frumos a trecut valul și pune și noi întrebare. Bă, de ce ne mor sportivi, oameni tineri? Brusc. Oare de ce? Acum, de cât ori s-au vaccinat? Putem să-i acuzăm. Deci revenim, aceasta este problema cu care s-a confruntat Haideți domnul să Antal. Revenim la domnul... Deci domnul Antal, luați-o de la început. Pal Antal, cetățean român de naționalitate maghiară, comuna Remetea, județul Harghita. Harghita, ce va duce la noi la capitală? Luptă cu mafia lemnului de aproape 20 de ani. Vă rog. Adică
Încep din nou. Vă rog. Începând din 1986, am intrat în silvicultură, până am rezistat până 1205. Perfect. Am ocupat diferite funcții, m-am lovit de anii. Adică în 2005, când ați ridicat steagul luptei și v-au vrut să... Eu când am văzut că situația cât de periculoasă a devenit, mai ales m-am pus cu domnul Vereștoi și mafia, Deji și tot aici, înțelege, sunt înserate cu documente ca să știam că ăștia mă leagă să chiar mă cacă trenul sau mașina. Oricum, răspunsul rămas în așa fel, automat am fost concediat, că sunt nebun la cap, nu știu ce. Pentru că ați denunțat. Sigur că da, dar oricum arăt o hârtie aici, un nebun care a primit... Arătați-o spre camera 2. Diploma, diploma de merit, nu putea să fie de la 2000, începând din 1986 până în 2002, nebun sau să gestioneze, cum să spun... pădurea din zona noastră, adică să aibă grijă de pădure, respectiv nu mai vorbesc. Am gestionat 70 de arme pe care într-adevăr am avut și niște oameni care a făcut niște treburi ilegale față de portul armamentate, chestii pe care într-adevăr trebuia să interviu, să vede treaba mea, că era familie, se îmbăta, trăgea unul în altul. Asta rămâne în paranteză pentru mine. În orice caz, m-au concediat foarte frumos să scape de mine 22 de milioane, care e o trădare națională, domnule. 22 de milioane a fost furate din munca mea și eventual care în stânga, în dreapta, știți, era o rezervă, și adică o instituție cu un fond de 22 de milioane. Făcut plângere penală, ați acționat în instanță? Am făcut egal cu zero, știți, fiecare s-a văzut de treaba lui. De la Ocolul Silvic s-au furat 22 de milioane. 2 de milioane a dispărut de rezervă. Lei. Din lei, rezerva lei. Ocolului. Adică asta v-am pus la dobândă pe termen. Am înțeles. Înțelegeți? Asta au dispărut fără urme, nu știu ce. Pe mine m-au scos afară ca să nu deranjez pe ei. Gata, și am rămas unde am rămas, am cunoscut treaba, am făcut facultate de drept și oricum am văzut treaba în continuare pe care am putut. În continuare, dintre treburile astea, nesimțirea din cadrul conducere direcție silvice, ajuns în așa fel, că directoarea tehnică, tata lui, Dumnezeu să ierte, a murit și începe să facă anumite asociații, ONG-uri, mort, fiind mort, persoana mort, respectivă. Înțelegeți? Să fure banii, înțelegeți, să căpușeze banii de la morți. Ocolul Silvic, de la morți. Vedeți, unde a ajuns nesimțirea în calitate de directoare tehnică? Și semnează, contrasemnează, consilierul juridic Mateiu Marian. Consilier juridic. La poliție, justiția? Pă, domnule, hai lăsăm justiția. Treaba asta. Sesizarea, s-a făcut bani. Sesizarea, dacă în județul Ardita, la municipiul Giordien, eu prindeam milițenii, eu nu pot să spun că poliție, au câțiva, milițenii care au furat și fură și în prezent, a făcut niște avere fabuloase că rămâi trăznet, înțelegeți? Eu eventual, dacă am făcut o sesizare care am urmărit, de mine totuși mai tremurau, a făcut alții, a intrat chiar pentru ei să facă ei un caz precedent să fură o remorcă de lemn sau așa mers treaba. Eu totuși să nu prelungez prea mult, că dovezi sunt destul, am o situație alarmantă. Eu cam dată actualul ministru, domnul Tanțoș Bornu, a fost la o participare în stațiunea Lacul Roșu, în județul Harghita. Revenim cu informația, ca și sovata Lacul Roșu, mânărită prin Danubius, care este o structură a AVO, a serviciului ungar și aparține unui cartier din Budapesta la ora actuală. Deci ăștia se bat aici pentru avere și vine aia de afară și nicio problemă, se duce totul. Eu sunt de acord până aici. Eu știu că am slujit și stațiunea Lacul Roșu în perioada veche, oricum era o ordine și disciplină, traseu turistic, dacă într-adevăr ai făcut ceva neregulă, să știți că erai legat, fără nicio discuție. Se respecta acolo. Și văd pe domnul Tanțoș Bornu, cu primarul de la municipiul Giordien, să caute soluții pentru decolmatarea barajului Pârâul Oi. Eu, ca specialist, am avut ocazie cu ceva musafiri să mă duc
odată să trec pe la OI, să văd acolo unde am trecut și am făcut verificări și plantații și anumite lucrări silviculturale, aproape am primit preinfarct. Cu cine am fost, m-a văzut, m-am albit și zic, vă rog frumos, aveți un pahar de apă. Și zice, domnul, pal, ce ați pățit? Zic, domnule, eu am lucrat aici. Nu cunosc zona, m-am pierdut. M-am pierdut. Tot bazinat, 1000 de hectare. Este tăiată, una la mână. Pârâu. Ce de colmatare să facem dacă nu există deja, trebuie să duci cu bidoanele de apă, nu există pârâu. În fondul forestier. Sunt făcute niște vile, m-am uitat eu stânga-ndreapta. Dar o altă chestie esențială. Pe acest pârâu, pe acest bazin, sunt organele statului, 5 organele statului. Garda Forestieră, Parcul Național, Regia Națională a Pădurilor, Regia Națională a Pădurilor, Ocolul Civic Particular de Ordine și nu mai vorbesc de Ministerul Mediului și Apelor. Și domnul ministru Tantoș Bornu se duce acolo în loc să cerceteze situația respectivă. Dar v-aș întreba totuși ceva. De ce UDMR-ul primește de fiecare dată acest minister al apelor, pădurilor și mediului? Asta e o întrebare de baraj. Eu văd că, oricum, acum sunt un pic ironic. Poate că în România UDMR-ul este pregătit pentru acest minister, are cel mai bun oameni pregătiți pentru așa ceva, cum gestionează fondul forestier? Cu favoarea lor. Cum și la CNCD. Ridic două degete. Da. O parte, aveți cuvântul, o parte dintre membrii UDMR-ului care au fost secretari de stat, subsecretari de stat în Ministerul Mediului, intrați pe listele UDMR-ului, sunt cât se poate de români. Deci hoții n-au naționalitate. Aici este problema. Soluția este ca garda de mediu să fie desființată și să fie dat jandarmilor, să fie dată jandarmilor misiunea cu glonț pe țeavă să păzească pădurile, că neamțul săracul trebuie să se încălzească acum cu lemn. De unde dracu să-l ia? De la el? Nu. Din Austria, nu, care 54% din teritoriul Austriei este împădurit. Domnul Cotinghiu, cum oprim jaful ăsta național privitor la păduri? Opinia dumneavoastră, pentru că căutați de fiecare dată să găsiți soluții de schimbare a situației, alături, bineînțeles, de oameni competenți, oameni serioși și oameni bine pregătiți din punct de vedere profesional. Însă aici e o problemă care dă nu e dată din 2005, după câte ne dăm seama. Să fie problema care pădurilor este o pădure foarte importantă, o problemă foarte importantă pentru român, dar sincer nu mă surprinde, pentru că aceste lucruri se întâmplă în România de 30 de ani de zile. Aceste lucruri se întâmplă cu aprobarea clasei politice. Problema noastră, să știți, domnul Sultan, nu este nici războiul din proximitate, nu sunt nici pandemiile care vin și pleacă. Problema noastră este clasa politică care ne distrug. Au o politică de autodistrugere de 30 de ani. Citez ministrul apărării 24 februarie anul acesta. Întrebat cum ne poziționăm față de războiul din Ucraina, domnul Vasile Dâncu a spus textual: războiul nostru este cu facturile. Și abia începe, atenție. Da. Abia începe. Ce ei ne țin ocupați cu aceste lucruri minore, facturile, ei de fapt fac, uitați-vă la ce scară masivă este jaful că se întâmplă în România cu pădurile. Zone întregi, sute de hectare tăiate, sute, domnul care a fost pădurar acolo nu s-a pierdut pe un munte, pentru că cunoscându-l de mic și lucrând acolo, nu a mai recunoscut faptul că s-au tăiat sute de hectare. Acum 2 ani, că am luat fișele de la o emisiune că domnul Sultan. Acum 2 ani, noi anunțam la dânsul cu 2 ani, la alte posturi avanțate acum 5 ani. Da. Că misiunea politicienilor noștri este să vândă ultimele active ale statului. Adică să dea pe nimic străinilor. Așa e. Ce mai avem? Și spuneam noi atunci, cupru minul rezolvat, gazul din Marea Neagră rezolvat, între resursele de apă acum se definitivează. Casele de sănătate încă nu, dar urmează. Smurdu e pe țeavă. Casele de pensii ce? Pe țeavă. Loto, CECU, Poșta Română, CFR Călător și Marfă. CFR Marfă e terminat. Taman că puteam să cărăm greu american din Ucraina. Că e greu american, nu e ucrainian, că le-au luat la ea 17,5 milioane de hectare. CFR Călător e pe ducă acum. Otopenii, vorbața de reparație germanii.
Portul Constanța îl vor olandezii, e păducă. Platforma Măgurele s-a terminat și cu laserul încă de anul trecut, sub pandemie. Exact. Hidroelectrica, termoelectrica, acum se termine. Termoelectrica e gata, urmează hidroelectrica, nuclear nu mai contează. Spitalele, externalizarea spitalelor înseamnă 7 miliarde de euro câștig pentru băieții șmecheri. Și o să, dacă vrei un piramidon, plătești 200 de ori de aici înainte. Adică pentru omul de rând nu mai există spital. De unde vin. Așa. Și externalizarea apărării. Păi de-aia nu mai e nevoie de noi. De-aia ne desfințează. Că o să ne apere dracu. O să vină nu știu cine. De numărul 1, strategul numărul 1 al Statelor Unite. Cel care a înființat Stratfor-ul. George Friedman a venit în 2013, în afară de noi, nimeni n-a publicat. Bă, citiți-mă ce a spus omul ăsta. Bă, credeți că o să mără vreun soldat american pentru voi? Sunteți nebuni. De ce v-ați distrus armata? De ce v-ați distrus industria de apărare? Apropo, se face luna de când s-au scos ultimele active ale industriei de apărare la vânzare. Am avut 246.000 de profesioniști, de la muncitori de înaltă calificare, la ingineri specializat în... Și am vândut, că cu aia am ținut economia. An de zile, an de an de armata, miliarde statului. La ora actuală mai avem sub 5.000 și acum mai desfințăm. Păi, rimează ce se întâmplă în țara asta cu propaganda asta de război? Și aș mai adăuga un lucru pentru dânsul. Știți ce s-ar fi întâmplat dacă ați fi câștigat în justiție? Păi... Ce credeți că s-ar fi întâmplat? Uitați aici. Este cazul aeroportului de la Târgu Mureș. I-am trimis documentele domnului președinte în ianuarie 2015. Pântre altele, și cu pădurile, și cu de toate. Noi ca sindicat. Deci este cazul aeroportului de mare interes pentru pentru americani. De ce? Asta știm noi, dar încă nu spunem. Deși la modă e să spui totul acum, da. Bun. Se lucrează la închiderea lui de atunci. Petre Runcan, ultimul comandant al aeroportului civil de la Târgu Mureș, a dat în judecată statul și a câștigat. E vicepreședinte la noi, filiera 2 Târgu Mureș. Deci avem toate documentele. Omul a câștigat. Dar doamna Locodi n-a vrut să-l pună niciodată în posesie. Și alți domni și doamne, n-are importanță. Și primarul, candidatul românilor, care s-a înțeles cu domnul Chelemen Hunor, da. Și un jaf și acolo. Domnul Pitea de la Alba Iulia, domnul Felician Pitea. Care bună trăiește seara. Probabil același lucru în județul Alba. Bună seara! Vă ascultăm! Bună seara! Vă rog. Bună seara dumneavoastră și invitația dumneavoastră. Vă rog. Mă numesc Pitea Felician, din județul Alba, comuna Poșaga. Poșaga. În legătură cu defrișările ilegale ce face acolo Sibiu, Muntele Mare, Poșaga. Care intră abuziv sute mii de metri cubi la oamenii proprietate, le duc, le debitează șeful de ocol, Negrea, Cătană Mihai, șeful de district. Cerebe Alexandru și pădurarul Hagău Valentin. Ăștia sunt mafia lemnului și primăria și poliția din comună, poliția județeană, poliția din Câmpeni, Baia de Areș, toți mână-mână. Bun, ce ați făcut până acum ca să îi opriți? La toate instituțiile am făcut. La EGPR, la DNA, DGA, la ANAF, la tot ce este în țară. De ce au făcut, o trimis la Alba Iulia spre soluționare. Aici șeful inspectoratului, domnul Florin Dogaru, e mafia lemnului. Am fost să merg în audiență la dânsul de 2 ani de zile, o săptămână a fugit de mine până l-am prins. Am dat în ziar, am făcut articole, am dus și pe domnul Daniel Bognar la numine la munte aici. E o mafie de lege scris. Procuratura... Bun, ce trebuie făcut? Că e și domnul... Palantal aici, e și domnul Mircea Dogaru, domnul Cotinghiu. Ce ar trebui făcut ca să stopăm această situație? Și la domnul Barna, la mediu, i-am făcut și acum de câteva luni memorii cu numere de înregistrare, să-mi dea răspuns. Am vorbit telefonic cu ei, m-au pus pe bloc toată echipa. Am vorbit cu tăzii la mediu, am fost personal de vreo 10 ori și la Costel Alexia când era la tablă, postul tablă. Am fost și la adresul să mea în audiență și s-au ascuns. Nu dă niciun răspuns de la mediu, mă trimite la Ron Silva, care domnul de acolo se ocupă de ocole private. Am înțeles. Domnul Dogaru. Aici, la Câmpeni, ce sfat putem să-i dăm domnului Pitea? Deci, deci în afară de ce am vorbit noi, Harghita, Covasna, Mureș,
Alba, auzi, iată, ce sfaturi, ce sfaturi. E cea mai mare mafie din țară, județul Alba. Ce sfat, în fiecare județ e cea mai mare mafie din țară. E cea mai în Alba. Ce sfat putem să-i dăm? Câte vreme, deci portul Constanța ne-l vor olandezii, pentru că nebunul de Trump avea ideea, la ce să ocolim ca pe vremea lui... nu mai știu care explorator, toată Mediterana și jumătate Atlantic, când putem să refacem calea ferată din Irak, din timpul primului război mondial, de a duce mărfurile din Golful Indian, din Oceanul Indian la Haifa, de acolo pe mare până la Constanța și facem o autostradă Constanța-Gdansk, facem podul de la Brăila și atunci pierde Germania și pierde Olanda, amândouă pierd 12 miliarde de euro pe lună din transportarea mărfurilor din Extremul Orient în România, direct Polonia. Și deci de aia, că, printre altele de aia a căzut. Era proiectul Autostrada E4. Proiectul, deci Curtea de la Luxemburg ne-a dat un ordin să aplicăm o legislație europeană care nu există în privința portului Constanța, pe care suntem pe cale să-l pierdem. Ăla de la Mangalia l-am pierdut deja. Germania, prin ultimul ambasador, care tocmai a șters-o, da. Pe care l-am pichetat noi acum câteva luni, două luni, a bătut cu pumnul masă pentru că voia baza de reparație a taromului. De fapt, taromul pentru Lufthansa și pentru DHL. Ambasadorul american în 2005 a cerut să facem privatizare generală. Ambasadorul Israelului luna trecută a cerut să privatizăm și ultimul atom. Adică să dăm tot ce produce țara asta străinilor. Poate aici e problema. Să fim liberi și fericiți. Mai departe, vreți să intrăm? Ideea lui Trump, printre altele, și pentru asta a căzut, era Bruas, care s-a terminat. Bruas prevedea gazul din Marea Neagră, Bulgaria, România, Ungaria, Austria și a adăugat la, în 2008 la București, s-a adăugat Slovacia. Deci deveneam independenți de gazul rusesc, dar nu mai era Germania aia care împărțea gazul rusesc cu cât voia aia la unguri, la români, la fraierii din est. Totul se concentra, scotea și Austria și țările din Europa Centrală de sub influența germană. Evident că printre altele de aia și căzut. Am înțeles. La ora actuală gazul românesc a fost transferat în Ungaria, dreptul de exploatare. Noi suntem îndepărtați de propriul nostru. Domnul Pitea, ce să fac? Deci ideea este următoarea. Dumnezeu, sunt aici marile puteri, mari asasini economici mondiali, care au aici executanți. Păi degeaba te duci tu să-i spui executantului, bă, e ilegal ce-mi face, el e ministru, că de-aia e pus acolo, pentru că el își ia banul. Hai să vă mai spun una, că... Bine, trebuie și dovedit. Și cu asta... Da, sunt... Da, domnule, nicio problemă, că o să... Dacă e cazul, intrăm și pe CNA, pe ce bază au ocupat aia funcțiile de acolo. Da, două secunde, domnul Pitea, da. Vă rog. Nu aș pagă nici un miliard. Le-am pus înregistrări, le-am dat probe, le-am dat tot, n-am dreptate cu nimica. Vin și iau câte un miliard... Că nu avem justiție în România din cauza asta. De-aia sunt plătiți cum sunt plătiți, de-aia au pensiile pe care le au și lovesc că noi e militari. Domnul Cotinghiu. Două secunde, că mai avem ceva de spus. Și apoi apropo de justiție. Da. Deci, în situația în care ați fi câștigat, ați fi pățit ca noi. Deci nu se punea în practică hotărârea judecătorească. Dumneavoastră ați fost declarat nebun. Eu am fost declarat agent al lui așa, al lui Dugin, da, care Dugin nu mai e omul lui Putin din 2014. Întâmplător am mai spus o chestiune și acum o spun pe a doua în premieră. Cel care ne l-a dus nouă pe Dugin în 2014, cu o singură dată l-am văzut, nu singur, toți. Haideți să-i explicăm, exact. Deci liderii de sindicat au fost vizitați de un general american de la Pentagon să vadă de ce vrem să-l dăm jos pe Băsescu și ce armament avem. După ce l-a lămurit pe ăla și a plecat lămurit că ăștia care îi mint de aici, îi mint frumos, a apărut adus de consilierul nostru american Dugin, cu care nu ne-am înțeles, că băiatul are cu religia prea mult și visează de fapt apărarea rasei albe a Nordului împotriva invazii galbenilor și, cum zicea el, îl citesc pe el, și a africanilor, chestie care deja s-a produs datorită doamnei Angela Merkel, dar nu e problema noastră. Deci am rupt legăturile cu el. Partea distractivă, de asta m-a dus în discuție, acest consilier al nostru american de la Departamentul de Stat al Sindicatului a venit în 2005 pe lângă liderii de partid cu următoarea misiune, că într-un final mi-a povestit săracul. Misiunea lui era asta: mă băieți, furați, dar nu aveți voie să cumulați mai mult de 5 milioane de dolari. Tot ce trece peste
o încurcați. Deci furtul trebuie să fie organizat. Mă, nu v-am făcut revoluție în România pentru voi, am făcut-o pentru noi. Aveți voie, dar până aici. Ori ăștia au furat până aici. De-aia au murit o grămadă dintre ei, de-aia au făcut pușcărie, începând cu generalul Stănculescu și cu alții, și urmează și alții de aici înainte, pentru că au bani în bănci în afară. Hai să vă spun povestea și cu asta las pe domnul, dacă să înțelegeți cu ce ne mișcăm și nu avem. Domnul Pitea, rămâneți pe timp, vă rog. N-avem șanse. Da. Deci, unul dintre candidații noștri la președinție s-a dus în Statele Unite. Perfect. Acolo i-au făcut pozele, au ajuns la concluzia care față de mafionul de președinte și a expediat înapoi cu un nu hotărât. După 3 săptămâni era la Moscova. L-a ținut Putin, i-a ținut 45 de minute în anticameră, când în situație de vizită la nivelul la care era delegația aia, ai voie numai în caz de explozie nucleară un sfert de oră să întârzi. După care i-au băgat într-un, mă rog, salon cu o masă ovală, aia unde l-ați văzut și pe Sarkozy. Așa a apărut Putin în costum sport, când o sorel sub braț l-a aruncat pe masă și a rămas așa, îți interzic să mai speli bani în Rusia. Și în 5 minute a explicat pe unde își duce banii și unde ajung în final. Și acum să vorbim de ale noastre. Și a venit cu un nu hotărât de acolo și n-a fost ales președinte. Asta este situația. Deci să nu ne facem iluzii. La ora actuală situația noastră este următoarea, ca la fotbal. Bate Luxemburgul pe insulele Feroe și ne calificăm noi. Depinde ce se întâmplă. De ce? Pentru că spre deosebire de Ungaria, spre deosebire de Bulgaria, spre deosebire de Ucraina, spre deosebire de Polonia, noi nu avem politicieni care să negocieze în interesul nostru. Avem politicieni care negocează în interesul lor și al stăpânilor exact. Externi. Avem servicii care ne urmăresc pe noi. Dar nu pe ei. Dar nu pe ei. Exact. Pentru că sunt sucursale ale serviciilor lor. Deci domnul Cotinghiu. Pentru domnul Pitea. Pentru domnul Pitea, deci în ce îi dau dreptate în 99% domnului Dogaru. Este foarte greu să obțineți ceva. Nu o să aveți, nu o să primiți justiția pe care o căutați. O căutați de ani de zile, ca dumneavoastră sunt sute mii de plângeri pe rolurile justiției românești. Într-adevăr, nu și-au găsit și nu o să și-o găsească. Este o energie, de unii zic pierdută, însă țineți-vă spiritul de luptător, faceți ce faceți, iar vă sfătuiesc foarte bine că la următoarele alegeri trebuie să votați pe cineva care vă reprezintă. În momentul de față este greu, e adevărat, nu sunt atât de multe partide care luptă pentru români sau pentru cetățenii români sau care își iubesc România. Însă există speranța că la următoarele alegeri vor veni o mișcare, un partid, un om care vă va da speranțe și vă veți găsi. Suntem țara ocupată. În speranța însă, o vezi dumneavoastră. Domnul Dorugaru este foarte pesimist, însă nu, noi care avem vârstă, noi nu acceptăm să trăim sub forma asta. Perfect. Și vom face ce avem de făcut. Războiul ăsta modern poate fi dus numai de profesioniști. Este foarte important. Deci la ora actuală, sfatul meu, dacă îmi permiteți, pentru dânsul, să vină la Capital TV, nu la altă televiziune. Corect. Să spună ce are de spus, pentru că stăpânii de afară vor da un șut în fund slugilor de aici, că au furat prea mult, n-au fost atenți, deci uite ce iese. De asta a venit și domnul Antal aici, pentru că nu poate fi învins, pentru că are documente, pentru că s-a izbit. Și pentru că în justiție, nu va, și dacă va câștiga, va pierde. Da, domnul Cotinghiu, ce m-a... Da. Aș vrea doar să spun că da, întrebesc cele spuse de domnul Dogaru, însă politica asta de autodistrugere a politicienilor români de 30 de ani nu va înceta. Pentru că sunt prea lacom, sunt foarte lacom și nu va înceta decât dacă se va fi o schimbare totală a politicii. A clasei politice. Corect. Asta e singura șansă. Ei nu vor ceda. Sunt lacom. Uitați-vă la aici. Pensii vin după 10-20 de ani și își revendică indemnizații. Au fost la penitenciar. Este strigător la cer. Și măresc salariile în timp ce românii o să chinuie să supraviețuiască, ei sunt lacom, nu o să cedeze. Vă și ne mint că au renegociat PNRR-ul la Bruxelles. Nu s-a trimis niciun act scris. Din octombrie le-am dat celor în drept toată documentația necesară privind PNRR-ul. Și le-am spus, pentru pensionari, bă, măcar pe noi scoateți-ne de acolo, că n-avem ce căuta, mă, noi nu suntem abonați la casa de, a voastră de pensii națională și la asta. Atunci aveți suficient spațiu să ridicați pensiile civile. Domnul Palanca. Eu o încomplectare pentru domnul Pitea.
care din județul Alba, nu știu cu cuți luptă și cum am înțeles, cum să spun, fenomenul infracțiunii așa a luat în amplare în acest județ, că toate autoritățile competente sunt în cum să spun, că sunt incompetente, altă treabă. Sunt în această mafie. Eu sfătuiesc... Poftim? Acopere mafia lemnului. Corect, bun. Mulțumesc. Peste tot în toate județele. Domnul Pintea, dumneavoastră luptați singur cu acești, eu nu pot să spun infractori, cu aceste persoane care într-adevăr ascund această jafuri. Cu slujile marilor asasini economici. Sigur, sunt încă zeci de persoane ca și mine, care lotează zeci de hectare acolo și muntele mare, ca aici șefuri de acolo. Bun, am înțeles până prezent, dar am înțeles ca proprietar, care dumneavoastră vă luptați. Ce se întâmplă acolo? Cât sunteți? Sunt sute de oameni. Sute de oameni, bun. Până în prezent e foarte bine. În județul Alba, dumneavoastră, ați făcut toate demersurile. Parchet, poliție, legal, prefectură. Legal. Într-adevăr, să dați, să reiasă acest rezultat pe care dumneavoastră aveți această opinie. Când ați depus actele? Și la avocatul poporului am depus, și la domnul Iohannes. Corect, dar când ați depus, să răspundeți un pic. În ce an? Când ați depus, în ce perioadă? Din 2018 și până în prezent mă locuiesc, din 4 ani. Și n-ați primit nicio soluție, nimic, că fapta nu există, nu se găsesc autorii? Care treaba pe acolo? Nu vreau să-i găsească, le țin câte 2-3 ani casează clar. Clasează cazul. Poliția mă audiază telefonic și îl clasează fără să-mi vadă. Atenție, nu, sunt trei soluții. Noi le-am încercat pe toate trei. Deci câștigăm, să trimite la Curtea Constituțională și rămânem în pronunțare, și în pronunțare va fi și peste 30 de ani până murim toți. Așa. Că și acolo sunt aia care sunt. Sau am dat în judecată toți miniștrii apărării și ministrul muncii, pe doamna Liorguța Vasilescu, am câștigat pe linie până la Înalta Curte de Casație și Justiție. De 3 ani și 8 luni, Înalta Curte nu ne stabilește termenul pentru judecata finală. Nu ne putem duce nici la Strasburg, nici la Haga, nici la Luxemburg, până nu terminăm aici. Așa este. Asta. Da. Și acum mai e o chestiune. Am avut situații în care am câștigat. Știți ce au inventat? Deci a ajuns la Înalta Curte și n-au ce face. Pentru că, de exemplu, noi am acuzat că domnii miniștri cu rea credință și în formă continuată nu respectă deciziile Curții Constituționale și ale Înaltei Curți în ceea ce le privește. Care sunt definitive și obligatorie. Exact. Bun. Ei, ce credeți că au inventat? Să pronunță Înalta Curte. Aveți dreptate. Executăm ministerul cu tare, internă sau armată sau ce vreți dumneavoastră, prin executor judecătoresc în baza deciziei Înaltei Curți. A apărut fenomenul întoarcere la executare. Da. Tribunalul din Dâlga, am dat un exemplu, dă nu știu unde, din Cocârlați, din Cucuieții din Vale, răstoarnă decizia în alte curți de casație și justiție și o luăm de la început. Rejudecare. Dacă am apucat să ne luăm drepturile, recte banii furați de ani de zile, ne bagă prin ANAF și ne trezim după 3-4 luni că datorăm statului de 3 ori mai mult decât ne datora statul nou. Pentru că au fost penalități între timp. Foarte mulți au murit sau s-au sinucis dintre cei care au câștigat procesele. Asta este justiția în România. Până nu ieșim în stradă și nu cerem curățarea justiției. Bine, independența justiției. De 99,99% dintre membrii nu ei. Nu sunt toți așa. Nu facem să nimic. Nu generalizăm. Da. Păi dar nu sunt au șefi deasupra. Și tot domnul pentru domnul Pitea. Am înțeles că dumneavoastră ați făcut toate demersurile. O parte din sesizările dumneavoastră, adică nu ați câștigat sau ați primit o soluție de clasare sau fapta nu există. Da. Și acest fenomen în continuare persistă în zona respectivă. Eu aș da un sfat. Dacă vedeți... Eu zi și noapte mă locuiesc, fac de mers. Bine, mulțumesc și nu cedați. Să aveți sănătate și nu cedați, că altfel nu se poate. La Ministrul Justiției, la Înalta Curte de Casație, peste tot, la premier, la președinte, la avocatul poporului, instituțiile le primesc de la Alba, de la Alba la Câmpești, la Câmpești un procuror, Răzvan Filip și judecătorul Furdui. Tot clasează pe bază rulantă, n-am vrut să-i câștig nimica. Succesiunea la tata nu poți face, mi-o anulat-o de 2 ori. Nu păi atâta ne trebuie anulat. Să vă dea dreptate, că a doua zi nu mai sunt judecători. Eu aici totuși vă dau un sfat. Dumneavoastră aveți tot dreptul,
ca cetățean, ca plătitor de impozit, indiferent cine sunt organele statului în județul dumneavoastră. Și clasează că și judecătorul este egal în fața legii, atâta procurorul, ala, indiferent, față de sesizarea dumneavoastră, trebuie să pronunță și dacă vedeți anumite pronunțare, știți, cu vicii, cu șmecherii, foarte frumos, în primul rând, sesizați procurorul general, că totuși să aveți toată situația acoperită. Și dacă procurorul general nu e în stare să facă curățenie, adică în ograda lui, pe urma urmei se poate între timp ieși dacă și în afară. Comisiile de abuzuri de la cele două camere. Vrei să mormântești ceva, te duci la comisie. Am făcut la Rodica Bonca, am făcut la TEC și a fost acolo nimic. Am înțeles. Am vorbit să mă primească în audiență, de când se la București săptămâna asta, să merg la prim procuror. Am vorbit cu domnul ministru al justiției multe ori telefon, i-am trimis documente. Vreau să merg la Benone Matei Marin, șeful Poliției României. Șeful IGPR. Și când am vorbit personal la telefon cu domnii de la petiții, o să când vrea domnule să veniți, n-am vrut să mă duc, o să 4-5 de zile să fac înscris și mă iau în audiență. Să mă ajute cineva să ajung cu documentele, să-l arăt ce-o făcut în 4 ani jumate, cum au dormit, au trebuie la organele care au competență în soluționarea problemelor dumneavoastră. Uite, noi pe 25 octombrie, Confederația Meridian și noi Sindicatul Militarilor ieșim în stradă la guvern. Pe primul ministru e un bon om. Pe 4 mai am ieșit, am fost la dânsul, i-am expus totul. I-am explicat și că hoția asta cu înghețarea pensiilor și salariilor n-are nicio legătură cu Putin, că s-a decis anul trecut în ordonanța 130 din 17 decembrie, că jaful ăsta care vrea să ne ducă la disperare și la moarte sigură, se cheamă genocid, privind concurența noastră cu noi înșine pe gazul nostru și pe petrolul nostru, s-a declanșat prin legile liberalizării care nu erau necesare anul trecut. I-am cerut arestarea vinovaților. Unul dintre ei este ministru acum, n-are importanță bine, cine. Dar asta puteți cere, ei stabilesc. Când chestiunea este următoare, vreau să vă spun care este singura șansă. Eu vă spun ca profesionist acum. Să facem atâta scandal încât să dea stăpânilor de afară cu ei de pământ că-s prea proști. Altă soluție nu avem. Și să vină problemat. Unii care să se teamă că își pierd avantajele. Domnul Fitea, vă ascultăm. Dacă mai fură în halul ăsta. Am acție false făcute în numele familiei mele, că a făcut primăria cu ocolul 80 de dosare ce s-a la GPR București și am la mine acte, am cerut în 4 ani de zile să mi se dea și nu le dau, le țin la ei, nu le-au să le dea drumul. 80 de dosare cu 4... S-ar putea să le dea. Poliția a anunțat că va începe greve pentru că sunt plătiți la nivel 2009, au sub 4, peste 40% aproape deficit de personal și există diferențe între ăștia luați de pe stradă și aia care au făcut școală și care sunt chiar pregătiți și care în general aici sunt cam dați afară. Col, și cu șeful de district și pădurarul au firme de transport, de exploatare, fabrici de cherestea, ei care tot, ei vând, oamenii n-au nici la de pop. Se cheamă concurență neloială. Și corupție, pentru că un acest angajat fenomen, al statului... Domnul Pitea, acest fenomen este în toată țara. În special, eu sunt din județul Ardita. Acest fenomen funcționează începând din 1991 și la data prezentă. Atât directorul, sub masca unei interpus, gatere, scândură, Costa Basta. Adică hoțul lângă, cum se spune, avem pazni la voi. Avem nevoie să ne puneți o pilă. Aveți și cetățenie ungară? Da. Perfect, avem nevoie de o pilă. Din lemn se făcea și hârtie. Da. La ora actuală nu mai avem nicio fabrică de hârtie. Ultima a fost desfințată. Dar se mai făcea hârtie din ceva, din stuf. Dacă tot a luat Ungaria portul Sulina, întrebarea e, fabrici de hârtie nu mai avem, dar stuful se recoltează. Unde se duce? Noi chiar... Se face și zahăr din stuf. Când Domnul Pitea, vă rog. Dar nici fabrici de zahăr nu mai avem. Mi-au trimis gardă forestieră în control. Au venit cu poliția și nu s-au recomandat să dea mâna să zică sau bună ziua, mă numesc cu tare. Și numai să intre cu poliția abuziv pe teren, să verifice și numai să semnez procesele verbale. Așa au venit de 4 ani de zile și la ultimul control am zis nu. Până aici, dacă nu vă legitimați, nu spuneți că eu nevineți, îi trimiteți cu instrate. Garda forestieră curs de 4 ani de zile, vine, face acte false,
borne, limite, hărți. Multe borne, multe limite, fără niciun pe terenul oamenilor, care este lege date din 1800. Asta este o infracțiune periculoasă, ocupare de teren. Atâta, este interzis a intra pe proprietatea omului fără omul la fața locului. Să pui semne, limite, așa mai departe. Tulburare de posesie. Vin abuziv, da, vin abuziv, fac de ce vreau. Ei își bat joc de noi, ne amenințe cu moartea, să se verifice. Am explicat la, la domnul Tancos Barna. I-am trimis mail-ul 5-10, am fost personal. Nu dă un răspuns înapoi. I-am trimis un la forestieră false. Ce se întâmplă în zone? De ce nu s-aude glasul nostru din Ardeal de aici? Ne luptăm cu această iscruci. Așa se întâmplă că mielul cere dreptate lucrului. Sunt pe doamna de la... Da. Pe doamna purtătoare de cuvânt. Pe da. Mihai Dregan. Mulțumim mult, domnul Pitea. Țineți aproape de noi. Eventual o să... Încercăm să facem și un ciclu de emisiuni. Mulțumim mult, luăm un scurt moment de publicitate, pauză, vă revenim. Mulțumesc și eu tare mult, să vă dea sănătate și să invitați dumneavoastră multă putere de muncă. Mulțumim, mulțumim. De fapt nu mai luăm publicitate, mergem continuu, având în vedere că am avut anumite defecțiuni tehnice. Mulțumim, domnul Pitea, numai bine. Că dacă luăm publicitate, s-ar putea să revină defecțiunile. Nu, da, nu să mai fie. Eu cam dată, între timp, cu domnul Bereștoi am discutat, am luptat. Meleș Eliot era un om foarte renumit în toată zona asta, mai ales și în partea Mureșului, acolo undeva stagnează, cum să spun, bani europeni, vreo 2 milioane și jumătate, cu tot parcul ăla respectiv. Situația este, nu știu în ce fază este. Vreo 500 de hectare de pădure în mod abuziv, domn inginer, doctor inginer Meleș Eliot a luat cu șapca. Știți câte au vrut? 50.000 de hectare, toată pădurea aia de la Reghin până la satul meu. Corect, 70.000, parmise. Eu știu de 50 pentru că am văzut documentul. A rămas la doi șefi de comisii peste 45 de zile și l-am prins când a trecut la Camera Deputaților. Mi-am adus aminte că am văzut în arhiva lui Carol al II-lea pe care avea prințul Paul, care e pe bune prinț, îi las, n-au nicio treabă, așa. Și am văzut că numitul Carol al II-lea, care a cumpărat pentru Lutezaș, a cumpărat 4 hectare jumate la Lăpușna, acolo, un buric cu pădurii, a făcut un castel ca Pelișorul și erau poze cu el și cu diversi regi acolo la vânătoare. Drept care trimisere un avocat în numele lui Paul să revendice ale 4 hectare jumate la Târgu Mureș la proces. Afacerea a căzut aia cu 50.000 de hectare, dar judecătura a trebuit să fugă din Târgu Mureș. Era tânăr, avea curaj, era luptător. Da. Acum lucrează pe în București ca jurisconsult. Și mergem mai departe. În continuare, adică văd că domnul Pintea tot este în emisiune. Eu spun pentru el. El, bietul, se duce la domnul ministru Tancos Barna. Dacă în județul Harghita șeful gărzii forestiere ajuns o persoană cu care se ștergea pe jos în timpul programului. A distrus mașina de serviciu. Acum ajunge el acolo, mai mult de atât. A ieșit un fel de revoluție în comuna Ditreu. În comuna Ditreu. Protejat de domnul Seche Laslo, o parte, Modovan Claudiu George, firma respectivă... Fost Dietersdorf, în ungurește Ditre. Da? Vă dau și cartea asta ca să... E de istorie, adevărata istorie aia care nu o găsiți. Adică, în orice caz, merg și foarte frumos cum suntem noi la masa asta și împărțim, cum să spun, licitația respectivă. Omul de rând care trebuie să primească un pic de dividende, se bucură de 5 lei sau de 6 lei. Grofii ăștia, președinții composesoratelor, știți, face cărțile înainte. Care sunt niște invenții, prin fals și uz de fals, n-au nicio legătură cu dreptul de obște. Deci ideea e în mediu, n-are nicio treabă. În orice caz, licitează masa lemnosă, înțelegeți, pe firmele lor, afișat, neafișat, tabelul este făcut, dacă contest, s-a uitat, una la mână. Bun, vine domnul ăsta, inginer, ca palatul, devenind inginer, vorbim de programul sumar. Nu se fură în pădure, domnule. Nu se fură. Este programul ăsta, radara pădurilor, este de toate. Știu. Este de toate. Adică, ca tematică, ca tehnică există. Dar, în fapt, nu se aplică. Asta merge cu ciocanul. Eu presupun, dau un exemplu. Marchez 1000 de metri cub de lemn pe care pun la licitație.
că e cu electronicul, tot, nu poți să faci niciun fals, nimic, tot merge corect. Asta e aceeași ciocan. Domnul inginer Gapa Laslo marcază încă pentru presupusa masa licitată la un preț de 500 de lei, încă 1000 de metri cub. Reduce consistența arboretului, după craft, clasa 1 domina, după aceea ne trezim, un versant da jos. Ho, ce dobărută s-a întâmplat! Prin intervenția specialiștii noștri, cum să spun, prin inconștiența, sau, nu mi-e stimat fel, produc aceste dobărături prin anumite zone. Mai mult, oamenii ăștia sunt așa de periculoși, au venit în haine verde, sunt mai periculoși pentru pădure ca insecte de scoarță, gândacul de scoarță. Și domnul Tanțoș Borno este laudă că cât de bine gestionează composesoratele. Asta este un ultim caz pe care recent e foarte proaspăt ce se întâmplă acolo. Haideți, domnilor, da, să fim serioși. Nu mai îmbătăm. Totuși judecători de-al dumneavoastră. Parlamentarii de Harghita, ați încercat să luați legătura cu ei. Eu pur și simplu, bine, sunt, acum spun pe emisiune deschisă, eu la mintea lor, eu nu mă josesc. Domnule, eu nu murdăresc mâna mea. Domnul Sultan. Domnul. S-a inventat o chestie, zice, starea catolică. Ce e aia? Nu există așa ceva. E, un judecător de acolo le-a dat dreptul de existență ca și cum ar fi un ONG sau o structură. Starea romano-catolică. Ce e aia? Un fel de, da, starea, un fel de a fi. Adică au inventat, ce vrei să spun? Că începând cu 90, în timp ce noi urlam ca proștii freedom and democracy, domnul Laszlo Tökes băga două localități și pe lângă ele alte 8 care nu aveau nicio legătură, pe care le revendicau diversi, care nu aveau nicio treabă, și când s-au trezit adevărații urmași ai adevăraților proprietari, n-au mai avut ce să primească. Deci cam asta, uite, aici este situația din trei scaune. Adică Arcuș, practic 10.000 de hectare aproape de Sfântul Gheorghe. La fel, sunt documente de 100 de ani. Se inventează o structură care nu a existat prin fals și uz de fals. Composesoratele n-au nicio legătură. Înseamnă dreptul medieval de a folosi de la tine, împărate, lemnul tău. Nu înseamnă că sunt proprietari. Dar pe chestia asta au fost omorâți zeci de oameni în interbelic care își cereau dreptul, că ei știau din bătrâni ce însemna asta. Nu s-a transformat fals în drept de proprietate, iar în 2005, exact când a început însă crucia, dar la fel, aveți documentul acolo, la anexă, vi l-a dat în Parlament, luat, în aia verde, în cartea verde, este trecut acolo. În continuare, dacă mi-e permite să spun, domnule, masa lemnoasă a fost vândută. Bineînțeles, terenul respectiv în termen de 2 ani. Cui? Care a licitat, oficial, nu oficial, s-a dus din pădure. Bun, lemnul bun, ce era pe culme a rămas acolo, poate că și ziua de astăzi este acolo. S-a putrezit, nimeni nu... Dar îl găsiți în Österreich, adică în Austria, de baza acolo e. Mergem în continuare cu treaba asta. S-a făcut devize pentru reîmpădurirea suprafeței respective. Nu un hectar, că deja un hectar nici nu pot să mă pronunț. Față de câte sute de hectare, a fost decontat în mod fictiv și nu a fost împădurite. Spun și numele, fără niciun nume, se dea în judecată. Adică pe hârtie există, dar în practică nu. Domnule, Ințea Iosef, brigadierul Ințea Iosef, alături tot cu acest... I-ați făcut vreo plângere? Există vreo... Cum să nu? Vă rog, nu, ca să... Domnule, există plângere și cu folosirea abuzivă a ciocanului. Acea procurare, atunci, să știți că cu mare greu, lupta mea, cum mă uit eu, a fost prins, cătușat, luat. Dar acum văd că e mai greu, că am rămas singur în luptă, nu știu ce, și tot mă lupt. Această persoană, în continuare, a distrus peste 2000 de hectare de pădure, înțelegeți? A venit garda, nu forestieră, garda financiară, atunci, în acea vreme, a constatat absolut nimic. Absolut nimic. Eu nu mai vorbesc cu restituirea terenului și alte treburi pe care, pur și simplu, omul se îmbolnăvește ce vede, bineînțeles, ca profesionist a luptat pentru așa ceva. Dintre aceste persoane, mai eu aș numera, că mai sunt doctor inginer. Acum, în ultima perioadă, acești oameni au devenit doctor inginer.
Adică e o reclamă, adică o denumire foarte corectă. Care? Domnule, acolo în locul respectiv unde Tanțoș Bornă, ministrul nostru, adică din județul Harghita, se uite acolo cum decolmeatează părul pe care se fac vinova toți. În loc să cerceteze, bineînțeles, unde este problemă, trebuie refăcut. Dar totuși, la o pagubă de asemenea marieră, domnule, trebuie toți întrebați, fraților, ce faceți? Unde sunt consilierii lui personal? Unde sunt secretarii lui personal, care, într-adevăr, că ministrul, știți, este pus politic, sigur, dacă el nu este în domeniu, vine o reclamație, domnul Pintea se bate singur acolo. Bun, el automat audiază, cheamă consiliere personal sau garda de mediu sau corpul de control și automat decidem și... Asta în cazul în care le pasă, în cazul corect, în care vor să aveți dreptate. Asta în cazul în care cineva cu adevărat da. Interesat, dar ei sunt parte din această conspirație. Corect. Aici ai problemă. Mă duc în continuare. Ce putem face, domnul Pătinghiu? Asta ca antreprenor. Păi eu vă spun un singur lucru. Problemele astea care sunt foarte reale, foarte actuale, se întâmplă de 30 de ani. Și nu numai asta. Ne devalizează resursele. Oamenii noștri pleacă în afară. Se întâmplă N și N abuzuri. Și abuz e puțin spus. Ei sunt parte, sunt toți, sunt Dumnezeu. Conduși de grupuri de interese care fac în mod intenționat dacă și deliberat dacă acest lucru. Dacă au desființat aeroportul partenerului strategic, ăla de la Târgu Mureș, că vor să facă la Ghindiu și Nisente altele private, vă dați seama la că, ce sunt, nivel că se mână mână cu hoți din afară, cu marea să țin economice păi externe, că nu-ți dă capul lor aici? Grupurile astea de interes din afară, din interior, care conduc în România, asta fac. Și o fac destul de bine pentru ei. Devalizează, distrug la un mod incredibil ce spun avem oamenii ăștia aici. Avem să se oprim? Domnul Cotinghiu, domnul Dogaru. Domnul Dogaru este pesimist. Dânsul, așa-l văd eu, puțin pesimist. Știți, noi nu putem, așa e, ai dreptate, dar e să acceptăm că nu putem să facem. Câte miliarde de forinți vin din Ungaria în Harghita, dacă v-ați la Mureș? Pentru diverse. Dar știți unde se opresc? De Fundația Pro-Economic, ați auzit? Corect, dar cum ia spuneți-ne. Spuneți-ne foarte... Deocamdată las pe domnul Dogar, el a început, a deschis subiectul, dar totuși nu sunt așa de sunt, vedeți că totuși... Iar atât de sincer. Haideți să-l... Spune niște lucruri foarte... Da, domnule, am două zile, îmi se pune problema. Ce vreau să spun următorul lucru. Hoții ăștia fug sub de la două oi. Sunt și de la București și de la Budapesta. Și acum sunt și fonduri europene. Corect, corect. Aveți perfect. Întrebarea e cui dau mai departe. Păi, cui în dau buzunarul domnul, lor. Cui dau, domnul Antal? Păi, în domnul, buzunarul lor și domnul. Apropiații lor, acolo nu pot să mergi da, în ciciu respectiv. O castă închisă? Bineînțeles, acolo sunt oameni aleși, Harghita, pentru nu în județele astea, în toată țara, în toate județele, inclusiv în București. Nu degeaba apar ambasadori care dau cu pumnul masă și ministrii noștri asta în asta știm, se dă la primul ministru. Dar haideți să discutăm de Harghita. Bun, de Harghita. În continuare, am uitat, am fost întrerupt, nu nicio problemă. Este un inginer, un alt inginer civil, Biro Arpat. Biro Arpat care a ajuns și el inginer, șef district, prin protejarea unui debutat, Gordo Dejoi, profesor de istorie, care... Da, da. Pentru noi. Luați în calcul că fiecare dintre aceștia, dacă și vă aud acum... Și primarul de la Târgu Mureș și profesor de istorie. Că și public, eu sunt istoric. Îi poate da în judecată. Vă poate da în judecată dacă n-aveți dovezi în a susține ce spuneți. Eu am dat... Nu, asta vă spun. Dar spuneți voi. Eu sunt acoperit, eu sunt acoperit și nu joc cu vorbele. Vă rog. Eu vreau să dau liniștit. Indiferent să întâlnesc cu oricine. Pentru că eventual ar fi trebuit să le luăm și punctul lor de vedere. Corect, corect. Vă rog. Domnul Biro Arpat, care a distrus un parc național la Cichichet și acum este și el în Iordien protejat de domnul Gordo Dejoi, deputatul Gordo, profesor de istorie, care pentru noi a predat istoria mincinoasă. Uite istoria reală acolo și vă dau și numărul dacă vreți. Dar... Acum el a devenit așa de mare rege că nu poți să stai de vorbă cu el. Înțelegeți? Ba, la revedere. Ce pot să faci mai mult? Nimic. Înțelegeți? Asta e toată chestia. Că omul de rând din județul Harghita, care a avut într-adevăr proprietatea, de acești oameni au obligat proprietarul să vinde pe nimic terenului respectiv. Și aici au devenit grofilor da. Care n-a avut, cum se spun, nicio palmă de teren. Bun. Când este an electoral, ce se întâmplă cu
UDMR ca atitudine față de cetățenii cu drept există de vot. Există trei partide, nu numai UDMR. Nu, nu, asta știu. Pentru că știu că ați fost, membru al cărui partid. Eu am fost cu partidul, cum se spune, Partidul Popular. Vă rog. În Partidul Popular, într-adevăr, m-am pus, cum să spun, împotriva primarului, e vorba de 14 consilieri, vă dați seama, care servesc interesele lor. UDMR. Vă rog. Într-adevăr, am rezistat eu trei ani, că am făcut o serie de, cum să spun, denunțuri. Da? Așa de speriați erau acești domni, că înainte de oră ținea ședință, că uite asta ce a făcut, ce face în continuare, nu știu ce, de asta nu putem. Nu, nicio problemă. Eu pe alocuri a lăsat ușa deschisă și eu spun pe bătrân, am trecut prin multe ape tulbure și pe urma urmei, deci asta iarăși o reclamat. Era o treabă foarte interesantă că primarul, cum explica, ușa era deschisă, a început ședința de consiliu cu o jumătate de oră mai devreme și eu am ajuns așa cum înainte și ascultam. Eu m-am prezentat și am zis un pic ușa și când ăștia m-au văzut pe mine, parcă nu știu cine a căzut cerul sau un copac de undeva, se uită așa la mine. Și zic, domnul primar, o să te reclam și în continuare. S-a închis ședința, au fugit. Înțelegeți? Asta e chestia. După 3 ani și jumătate, foarte frumos, a început prin intervenția UDMR-ului să convingă pe șeful nostru de la Partidul Poporului, pe mine să fiu dat afară. Bă, dar eu nu plâng pentru partid. Când, într-adevăr, eu prezint, cum se spune, un pericol împotriva comunității și eu nu vreau să las să dezvoltă comunitatea. Să dezvoltă comunitatea. Eu nu am lăsat să fură, bineînțeles, banii publici și lucrările care sunt făcute la mântuială, miliarde de lei care ajung, știți unde așa. Dar ceilalți cetățeni, prieteni, colegi ai noștri, s-au solidarizat cu dumneavoastră, v-a adică ajutat sunt, cumva sau i-a divinat pro doar pentru că, sunt oameni, dar oamenii așa a băgat frica, primarul, înțelegeți că omul de rând, dacă el merge acolo, se scoate adeverință, înțelegeți? E chemat la ordin. Ori nu le vrează, să vezi care e situația. Tu nu pune coala că mâine, poi mâine, să știi că luăm pensia, să ai anumite drepturi pe care pentru APIA și tot nu vei șantajează. Primi. Domnul, șantajează și oamenii spricoși. Da. Sunt câțiva care, într-adevăr, au avut curajul să ridice tonul, dar... Din comunitatea maghiară v-ați gândit, să faceți. Am fost amenințat odată, două echipe și foarte... Familia? Și familia? Familia mea, cum am zis înainte, să știți că soția mea trebuia să se mută din comună, lucrează în cadrul învățământului, e profesoră de limba română, într-adevăr, avut, adică un rezultat foarte bun, înțelegeți? Toată lumea a speriat când a văzut că cine a educat copii și profesor de mare rang și când a văzut la examenul de capacitate, adică copii de la soția mea, pentru asta sunt și mândru, și a întrebat, cine a predat limba română? Că pe soția mea nu l-au băgat de seamă, știi că cine sunt marele și tar, și a văzut că ăștia 90% a trecut examenul de capacitate, unde era niște profesori eminenți, domnule, trecerea era la 10%. Și pur, stai, zice, cine e profesoara la voi, la nu știu ce? Și directorul l-a recomandat, zice, aceasta profesoara este care a început de 3 ani să lucreze aici și a ajuns băieți unde a ajuns. Dar datorită faptului, acum să fiu sincer și omenesc, soția mea, din cauza mea, normal din cauza mea, a fost, trebuia să plece să părăsească comuna, nici în prezent noi vedem de treaba noastră, plătăm darile, ce avem de plătit și în rest vedem de treaba noastră. Purma urmei o să dezvolt această situație și în continuare, dar vreau să întorc înapoi în silvicultură. Bun. În silvicultură, la acolo Silvic Gheorghen. După, cum să spun, după dobărătură. În baza ce v-au dat afară? Pentru că nu pot să iei un om să-i spui, domnule, de mâine nu mai vii la muncă. Nu așa zic. Dar cine are un pic de moralitate. În baza v-a obligat să vă dați demisia sau ce? Pentru mine, da. Două ori. Adus și medicament. Și am zis, domnule, eu... Îi obligă pe de la SRI să iasă prin demisie. Domnule, și pentru mine, directorul, nu vă supărați, era un alcoolist notor. Erați în comun. Orbet, da. Orban Orbet era pus de UDMR-ul. Era la o ședință, așa de buc era, că
S-a pus întrebări și s-a pus să doarme. Pe atunci de la ce așteptăm? A pus toate oamenii care au fost dat afară din sistem, care a distrus silvicultura, a fost pus pe rol. Pe atunci ce facem aici? Și pentru mine, zice dumneata, dai demisia. Zic, eu nu dau demisia, mai mă duc. Ați auzit de Hoidu Ghiuzu? Cum să nu? Cum da. Să nu? A făcut parte împreună cu dânsul, cu Horvat Dăj din Eghet împreună. I-a șterpelit un mare lider UDMR, Casa. A vândut-o pe urmă să-i se pierdă urma. Supărarea de tot. A ajuns să fie îngropat de prieteni într-o mănăstire ortodoxă. El catolic fiind. Da. Nicio problemă. Care-i problemă? De ce? De ce nu faceți reclamații și la Budapesta? Pentru că vin oficial bani pe care ăștia-i mânăresc. Știu. Nu-i folosesc în scopul de acolo. Vin și neoficial. Dacă vreți să știți cum vine oficial, apropo de alegeri, că vin bani, că... Da, corect, primesc alegeri. Exact ca și în România. Dar cine? Numai UDMR-ul primește? Păi vin de la UDMR-ul. Partidul Civic Maghiar și Partidul Poporului. Deci sunteți trei partide. Vin de la Ministrul Apărării din Ungaria, deci de la Iobic, prin Fundația Bethlen Gabor, la Miercurea Ciuc, ajung la consulat, dar prin Asociația Drumeții în Ardeal din Debrețin, strada Uțco, Blazer 23. Mai vin prin Securitas din Târgu Mureș, strada Martonaro numărul 1. Și mai vin prin Sepsi Reform, Sfântul Gheorghe, strada Mică și Cheleme numărul 2, apartamentul 53. Este ilegal? Nu, domnule, chestiunea este următoarea. Că... Dacă pe mine partidul, nu știu, partidul 3 Lulele, mă controlez, de unde am primit bani? De ce nu-i controlează și pe ei? Aia, să-i controleze pe toți, nu numai pe adversarii politici. De unde ai primit mă bani pentru, din emisiune, pentru propagandă? Pal Antal, vă întreb ce veți face de acum încolo. Eu vă aștept oricând cu drag la noi în studioul Capital TV. Ce demersuri veți mai face în continuare? Eu cam date, avem etapa întâi ce am discutat, am uitat să spun că... Vă rog. Exploatarea masele noastre, care n-a intrat în contul statului, adică prin Regia Națională, Regia Națională a Pădurilor, vă dați seama, a fost exploatat și dus, una la mână. A aruncat blocurile de foaie de transport cu transportul de material lemnos ca să pierde urmele și să nu fie facturați masele noastre. Atunci ce facem aici? Asta e o crimă? Să vă spun un secret. Nu e ca sindicat. Avem filiale bilingve, mai multe. Și în orașul Covazna, și în Sfântul Gheorghe, și în Miercurea Ciuc, și în Târgu Mureș. Vă putem sprijini, pentru că avem cunoscători și ai ambelor limbi care pot traduce documente. Pot da, deci rost de documente. În continuare, luptați până la capăt, da? Eu oricum, eu nu spun că n-am încotro să mă întorc. Că sunt o persoană care a mers permanent cu capul sus. Înțelegeți? Și eu... N-am pentru ce mă speria. Pentru că n-am încheiat decât nici 10% din etapa de studiilor. E clar, vă aștept cu drag. Asta e, mai ales capital, cu mafia pădurii. Domnul Cotinghiu, ca o concluzie, ca antreprenor, ce spate dați domnului? Sincer să fiu, eu asta. Sunt un tip optimist, exact. Eu cred da, și sper că România poate și mai rău. Rău aveam ce și aud. Deci cu cât aud ce aud, știam că lucrurile astea se întâmplă, știam, nu la scara asta, într-adevăr. Nimeni nu știe la ce proporții. La proporții astea e foarte greu de imaginat, munți întregi care au existat cu păduri de sute de ani secular au dispărut. Aerul nostru, ni se fură chiar și aerul. Apa, resursele, pădurile. Germania a trecut la încălzirea cu lemn. Mulțumim mult pentru prezența în emisiune, mulțumim telespectatorilor care ne-au urmărit. Seară frumoasă, continuare, toate cele bune, weekend plăcut.